Emisiunea vă este oferită de clinica iLife Medical. Sunt Octaviana Alexe și vă spun bun găsit și astăzi la Doza de Frumusețe și Stil, o emisiune de lifestyle, îngrijire, sănătate, despre frumusețe și atributele ei, o emisiune cu sfaturi de la cei mai buni specialiști. Tema emisiunii de astăzi o reprezintă acnea și tratarea cicatricilor post-acneice. Acnea afectează mai mult de 85% dintre adolescenți, însă adeseori se poate extinde și la vârsta adultă. Vârsta medie de prezentare pentru tratament este de 24 de ani. 10% dintre vizitele pentru tratament, având loc când pacienții au între 35 și 44 de ani. Afectarea socială, psihologică și emoțională pot rezulta adesea din cauza acnei. Cicatricile pot duce la probleme pe parcursul întregii vieți în ceea ce privește stima de sine. Astăzi, alături de mine, este domnul dr. Said Esfandiari. Am spus corect? Foarte corect. Bună ziua, domnul doctor! Salut, mâna! Bine ați venit la Doza de Frumusețe și Stil! Bine v-am regăsit! Ce influențează, domnul doctor, apariția acnei? Apariția acnei este influențată de mai mulți factori. În primul rând, datorită faptului că boala asta se declanșează în perioada adolescenței, este excesul de sebum pe care se produce datorită hormonii androgen pe care sunt foarte activi în perioada respectivă. Sebumii cresc cantitatea lor și se infunde foliculele de păr și nu ies și se produce o inflamație locală și pe deasupra se poate suprainfecta cu mulți alți germeni sau microbi pe care avem pe pielea noastră fiecare. Dar vezi sebumul? Un alt factor ar fi, cred, alimentația. Alimentația are un rol, dar nu pentru declanșarea acnei. Declanșarea acnei este pe baza hormonală și mai mult decât atât este genetic. Okay. Deci dacă un copil are pe ambii părinți cu acne, desigur o să aibă și el de suferit de această boală. De câte feluri este acnea? Știu că există de mai multe feluri. Așa este. Acnea poate să fie începând de prima zi de viață până cât trăim. Dar acnea neonatală este o acne pe care din cauza hormonilor mamei pe care se transmite prin placenta mamei, copilul ia din păcate această boală, dar nu este gravă și trece foarte ușor. Acnea pe care ne întâlnim foarte des în activitatea noastră zi de zi este acnea juvenilă. La fetele, în general, începe cu un an înainte de pubertate sau maxim un an după pubertate. La băieți, de asemenea. La fetele, în general, la vârsta de 12-14 ani, la băieți în jur de 15-17 ani. În afară de acne juvenilă, mai avem acne vulgar. Acne vulgară este un termen medical pe care folosim noi. Se referă la o acne mai gravă decât cea juvenilă, datorită faptului că simte și procesele inflamatorii în discuție și necesită un tratament mai agresiv decât... Cu antibiotic, presupun. Bineînțeles. Și locale și orale. Deci antibioticul se da și se da chiar un termen destul de lung. De la o acne obișnuită, mă scuzați, se poate ajunge în timp la o acne vulgară netratată? Dacă nu o tratăm la timp, asta vreau să spun. Dacă nu o tratăm la timp, sigur o să avem urmarele, adică cicatricele post-acneice mult mai grave. Unul dintre rolul nostru ca medic dermatolog este să încercăm să tratăm corect ca să nu mai rămân cel puțin cicatricele mult mai puține pe pielea pacientului.
dacă nu este tratat în timp și nu este luat în seamă de când începe și începem să tratăm la farmacie, cu vecinul, cu ce-a făcut colegul și așa, o să avem urmările mult mai grave, dar din punct de vedere cicatricele post-acneice. Un pacient este diferit de celălalt. În momentul pe care observăm niște comedoane pe suprafața pielii, niște puncte albe sau negre pe care apar pe fața noastră, trebuie să ne adresăm medicului. Cu cât luăm înainte, cu atât este mai ușor de rezolvat. Mai bine și prevenim decât să tratăm. Sigur că da, sigur că da. Prin urmare, mergem la medic dermatolog, începe cu un tratament topic, se rezolve problemele mult mai ușor. Dacă peste cele puncte albe și negre apar coșuri inflamate, deja trecem în etapa a doua și trebuie să începem să tratăm cu medicamentos, medicamente pe cale orale. Nu neapărat. Deci, okay. Dar analizele pe care facem noi este dar în cazurile când se suprainfectează coșurile existente sau coșurile chistice, papule sau când situația este suprainfectată. În mod normal, acne este foarte ușor de diagnosticat clinic și nu necesită niciun fel de examen paraclinic. Asta dacă venim la timp la medic, de cum le vedem, exact, și nu așteptăm, exact, și ne tratăm după ureche, cum sigur ne spuneți dumneavoastră. Da. Sigur că da. Am citit că apare și ca urmare a unui tratament cosmetic greșit. Se numește acnea cosmetică sau exorată. Ce putem face ca să evităm această neplăcere? Așa este. Persoanele care au problemă cu tenul acneic au în general un ten gras. În momentul pe care noi în fiecare zi venim și folosim anumite produse care sunt pe baza de uleiuri, nu facem decât să infundăm mai rău decât face boala în sine canalele și sebumul nu poate elimina. Prin urmare, se inflamează. Fiecare pacient trebuie să fie foarte bine îngrijit cu produsele care sunt non-comedonice. Așa. Dar cel mai bine ar fi și indicat să urmezi sfatul medicului curant, sigur dermatologului. Da, sigur că da. Deci sunt geluri, diverse geluri, soluții, creme și de spalat pe față pe care recomandăm noi și scapăm de excesul de sebum, da? Și exfoliază pielea și nu lase să rămân celulele moarte în piele. Ce vreți dumneavoastră să ne spuneți este că există produse speciale pentru tratarea acnei și în perioada tratamentului antiacneic ar trebui folosite strict acele produse pentru a nu înrăutăți starea pacientului. Exact, exact așa este. Cel mai des s-a spus că este întâlnită acnea vulgară. Uneori pacientul se luptă ani întregi cu acest tip de acne. Cum se tratează corect acnea vulgară? Tratamentul corect începe cu un consult la medicul dermatolog. Medicul dermatolog evaluează severitatea bolii fiecărui pacient în parte. După care începe un tratament ca medic dermatolog. Din fericire, ne ajut colegii noștri de multe ori endocrinologi și ginecologi datorită faptului că boala într-adevăr apare pe piele, dar poate să aibă și alte cauze. Ca de exemplu, colegii endocrinologi fac niște analize, ei fac niște analize și dozează hormonii și în funcție de tratează și administrează ce cred ei. Mai avem și colegi ginecologi pe care ne pot ajuta la doamnele să vedem dacă într-adevăr pacienta noastră suferă de o ovare policistice. Adică întâi identificăm cauza pentru a putea recomanda tratamentul corect. Exact. Deci ne ajute pe noi. Noi începem un tratament în funcție de situație, în momentul pe care vedem că avem o problemă. Chiar treburile nu merg așa de bine cum dorim noi.
mai cerem sfatul colegilor. Mai investigăm, mai cercetăm. Da, bineînțeles, bineînțeles. Așa. Și începem cu tratamente pe cala topica și orală, dacă este cazul. Fiind antibiotici. Antibiotice ce fac? Unu, scad din microbii pe care avem pe suprafața pielii sau ne ajute să nu se mai suprainfectează încă cu alt germen sau alți microbi. Care sunt alți factori care influențează acnea? Citisem undeva la un moment dat că și stresul poate fi factorii declanșatori ai acnei. Se nu, poate? Nu este, este adevărat. Un mit, deci. Nu este adevărat. Deci stresul nu poate declanșa acnei. Stresul poate să agravează situației la un pacient cu acne. Exact același lucru face stresul și la celelalte boli. În momentul pe care avem stres zilnic, scade imunitatea noastră și orice problemă medicală pe care avem, automat este mult mai agravată. Deci nu poate să fie nici într-un fel stresul cauza acnei. Ați menționat puțin mai devreme despre faptul că unul dintre efectele acnei vulgare ar fi cicatricile postacneice, care rămân din păcate multă vreme pe tenul bolnavului dacă nu se tratează într-un stadiu incipient. Care sunt, nu știu, protocoalele medicale care ne ajută acum să tratăm, de exemplu, aceste cicatrici care devin supărătoare după vârsta adolescenței? Într-adevăr, așa este. De precizat este... Ce ne întâlnim noi, eu și colegii mei, zi de zi cu pacienții care vin la noi și zic că au probleme cu acne. Consultindu-l, văzând situația, vedem că, într-adevăr, au probleme, dar au probleme doar cu cicatrice postacneice. Acnea, în momentul pe care vin la noi, nu este activ. Deci totul este în regulă. Problemele... cicatriciale post-acneice poate să fie atrofice, ca și niște gropițe pe care se formează în timp, sau hipertrofice, care sunt denivelari și exces de sesut crescut. Sunt mai puțin, într-adevăr, față de prima parte. Prima parte, dar sunt supărătoare și știm cu toții cum arată, dar ce unelte avem ca să putem multe. Să ne spuneți, deci, foarte multe. Câteva. Așa, deci în funcție de nevoia fiecăruia și cât de afectat este. Enorme variante avem, ca de exemplu, cele mai puțin agresive, dermapenul, care poate să ne ajute destul de mult. Dermapenul are niște avantaje față de celelalte proceduri, ca de exemplu, se face rapid, costul este acceptabil, nu necesită post intervenție o perioadă îndelungată de îngrijiri, decât câteva zile acasă, se poate face peste tot pe pielea pacientului, oriunde, se poate face la orice vârstă, așa, și este non-invaziv. Dar, din păcate, trebuie făcut câteva ședințe la interval de 4-6 săptămâni ca să avem rezultate mult mai vizibile. Noi putem introduce anumite seruri în momentul pe care lucrăm cu dermapenul și introducem prin microacele pe care are dermapenul în piele, mai exact în derm. Haideți să și vedem materialul, pentru că noi am fost la domnul doctor și vedem exact cum funcționează dermapenul. Cum funcționează mai exact dermapenul? Deci, dermapenul este alcătuit de două piese. O piesă de mână, care este electric, și o piesă de unică folosință formată de microace făcute de oțel inoxidabil. Sunt 16 ace foarte, foarte subțiri pe care se poate regla lungimea lor și viteza pe care vrem să o folosim în funcție de necesitatea pacientei. Cum acționează mai exact dermapenul pe tenul cu cicatrici postacneice? Deci, cicatricele postacneice sunt de două tipuri.
atrofice și hiperatrofice. De obicei, mare majoritate suferă de cele atrofice, adică cele gropițe pe care vedem în fața tuturor. Sau hiperatrofice care sunt în plus de sesuturi pe piele care dau o senzație de denivelare a pielii. Mai întâi și mai întâi aplicăm serurile pe care dorim, după care începem să lucrăm. Procedura, cum v-am mai spus, nu este dureroasă, durează doar 20 de minute, poate să provoacă roșiață, mici hemoragii, eventual după a doua zi mici hematoame, pe care trec foarte ușor cu îngrijirile pe care avem post-intervenție. Care este efectul dermapenului mai exact? Ce produce? Deci, dermapenul, prin microleziunile pe care face în pielea noastră, introduce serurile pe care vrem noi mult mai ușor în derm și în cantitatea uniformă, în cantitatea egală peste tot. Crește producerea colagenului pentru vindecare și elastina. Produce microcanale, da? Mai exact, 16 AC pe care avem, pe secunda se învârt de 120 de ori, adică pe un centimetru de piele, într-o o secundă, avem aproximativ 1920 de canalicule. Când deci putem repeta această procedură în decursul unui an? Deci, în funcție de situație fiecărui pacient, necesită, ca să avem un rezultat favorabil, cel puțin 3-4 ședințe la distanța de într-o 4 săptămâni, 8 săptămâni maxim. Și pentru menținerea tratamentului efectuat, putem face trimestrial sau anual încă o ședință. Pacienta noastră, în momentul pe care pleacă din cabinet, trebuie să evite în timp de 72 de ore, 3 zile, să stea la soare, 24 de ore să nu facă sauna, să nu se spală cu apă fierbinte, trebuie să folosească o cremă cicatrizantă și o cremă cu factor de protecție solară 50+ pe față în fiecare zi. Domnul doctor, spuneți-mi, vă rog, în proporție de cât la sută tenul recapătă netezitatea și luminozitatea după un astfel de tratament, de câteva sesiuni, cum ne-ați menționat în material? În funcție de situație fiecare. Avem pacienți care sunt, într-adevăr, foarte mulțumiți după procedura, câteva proceduri de dermapen, dar avem și pacienți care, într-adevăr, nu sunt de plinit toate dorințele lor. Pentru că au avut cicatrici mai profunde. Exact. Rolul și avantajul dermapenului este că putem asocia și celelalte proceduri concomitent cu dermapenul, ca de exemplu terapia vampir, PRP-ul, ca de exemplu laserul fracțional, ca de exemplu diverse injectări pe care putem face. Este avantajul pe care restul nu au. Adică poate să se facă concomitent fără niciun fel de probleme. Care sunt persoanele cărora le este contraindicată această terapie? În primul rând, mamele însărcinate, mamele care alaptează, persoane care au probleme cu coagularea sângelui, persoanele care au pe suprafața care vrem să lucrăm cu dermapenul anumite cancere maligne, persoane care au luat cu 3 luni înainte, au făcut tratamentul cu retinoizii. Cum prevenim apariția acnei? Dacă avem o componentă genetică, nu avem cum să prevenim. Noi putem preveni
să tratăm corect, ca să avem de suferit mai puțin în timpul vieții, în primul rând pentru cicatricele postacneice și al doilea rând, foarte mulți fiind din perioada de adolescență declanșată boala, foarte mulți copii, din păcate, au nevoie de un consult psihologic. Datorită faptului că poate să da depresie, poate să da anxietate. Ne mulțumesc de aspectul fizic și confruntându-ne exact, cu bullying-ul sau exact, cu, mă rog, răutățile adolescenților. Așa este și trebuie să încercăm să-i ajutăm. Cu cât mai repede se adresează serviciile noastre, cu atât mai puțin au de suferit și cu atât mai mult sunt mulțumit de serviciile noastre. Dacă încep să se tratează singur și ajung foarte târziu, deja cu cicatricele postacneice, din păcate, atâta timp cât este activ acnea, nu poți să te apuci să faci proceduri pentru rezolvarea problemelor. Și în plus sunt și mai costisitoare, pentru că cicatricele mai profunde necesită tratamente de lungă durată. Așa este, așa este. Într-adevăr. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența, domnul doctor, și vă mai aștept și cu alte ocazii la Doza de frumusețe și stil. Cu drag, oricând. Salut până, vă mulțumesc și eu. Deși nu e chiar vitală, frumusețea tenului influențează masiv felul în care ne percepem. O piele a feței netedă și mătăsoasă e bună temelia unui chip frumos și luminos. Când e vorba despre ten, frumusețea înseamnă mai mult ca oricând sănătate. Atenție la alimentație, hidratare și alți factori de mediu care pot afecta sănătatea pielii. Eu sunt Octaviana Alexe și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare aici, la Doza de frumusețe și stil. Emisiunea v-a fost oferită de clinica iLife Medical.